Astăzi a fost programată proba obligatorie a profilului, miercuri 8 iulie e programată proba la alegerea profilului și a specializării, iar ultima probă, cea la limba și literatura maternă, va fi susținută joi 9 iulie de elevii care au urmat cursurile în limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate joi până la ora 12 în centrele de examen. Contestațiile pot fi depuse în ziua de 10 iulie în intervalul orar 14-19. Acestea pot fi depuse și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și transmit prin mijloace electronice și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația tip este semnată și de către părinți sau reprezentanții legale a acestora. Rezultatele finale vor fi afișate duminică 12 iulie. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a afișat pe site-ul instituției o linie tel verde 0800816262 pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea acestei etape. Linie disponibilă de luni până joi, între orele 8 și 16.30, iar vineri, între orele 8 și 14.00.